Chec. facem chec. Nu, am amestecat cât de cât pământul. <laughs> Și acum avem o cantitate măsurată de semințe. Și acum lăsăm expertul să... să... facă ce vedeți aici. Pe de parte încercăm să protejăm sacul de razele ultraviolete. Pe de altă parte sperăm că de la umiditatea din aer o să reușească și de la precipitațiile care o să vină pentru că o să fie stropit cât de cât pe suprafață să prindă ceva semințe și să se facă verde. Bra frumoasă doamnă. Ne <laughs> çur, 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 çur. <laughs> De No. Și așa te încuim contrafortul ăsta care e aici în jurul casei Uu, Și așa au fost protejați toți pereții ăștia pe care îi vedeți de jur împrejur Și la fel am te încuit și aici contrafortul din dreptul beciului care să sperăm că la fel se va înverzi. Mai trebuie aici să fac o mică corectură a unde era membrana cu crampoane, care așa rămăsese din înainte, acum am decupată după forma zidului și trebuie doar să mai completez aici cu puțină tencuială, astfel încât se termine și asta. Na, acum că zidul ăsta este gata, Uh, și pentru a preveni Ceea ce s-a întâmplat înainte Adică toată apa de pe Mare parte din acoperișul mare Și de pe bucătărie Se scurgea exact în porțiunea asta Exact unde e zidul Și de aia a fost afectat Am decis să Hidroizolesc tot ușorul ăsta Care începe mai mult sau puțin de la Sâlpișorul ăsta Adică de la de aici până în partea alta. Așa că am luat, am cosit frumos toată iarba de aici. Am cumpărat Geotextil, rola asta mare și hidroizolație, pachetul ăsta de aici de dedesubt. Și acum, pentru am mă asigura de o bună îmbinare între hidroizolația delușorului și hidroizolația acoperișului. Fac aici un prag și se vede că m-am apucat să cioplesc frumos pământul. Apoi o să umplem cumva cu nisip, spațiu dintre delușor și casă, pentru că prin uscare s-a detașat un pic, sunt câțiva centimetri, o să putem turna nisip. O să desfac frumos toată hidroizolația de aici o să punem hidroizolația care se va băga pe sub hidroizolația acoperișului și pe o să acoperim totul cu pământ. Ca idee, o să fie peste pământ o să fie un geotextil care protejează de ce rădăcințe puși și alte chestii mai sunt prin pământ. Punem după hidroizolația, după punem încă un strat de, 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 geotextil și pe acoperim cu pământ. Pentru moment, cum spuneam, ce aici un prag, astfel încât să pot să desfac hidroizolația acoperișului și să bag hidroizolația delușorului pe sub uh, um, pe dedesubt. Vedem ce se întâmplă mai târziu. Acum că am tot delușorul ăsta curățat, peretele de aici are făcut și uh, s-a uscat o vară întreagă cel puțin în ultimile, nu știu, probabil o lună jumate spre două, nu a mai plouat ca lumea să lungă să pui la socoteală, așa că am decis să hidroizolăm de ușor. Pentru asta folosesc hidrogeotextil de un metru jumate pe care l-am cusut, aici sunt trei fâșii de un metru jumate, de deci ce patru jumate și am pliat în o margine, iar aici mai este încă o fâșie de 4 metri, de data asta fâșia din centru neagră este de un metru, e doar alt geotextil, cumpărat cu altă ocazie, nu are nimic deosebit cel albastru de cel negru. Acum, ca să mă asigur că știu ce fac, mă pot juca foarte ușor pe jos cu geotextilul ăsta, fără să-mi fie frică că se va deteriora. Intenția este, am dat la o parte tot ce era pe acoperiș, se vede aici, se vede aici baloții de paie care stau bine, mersi. Uh, intenția este ca geotextilul să vină peste acoperiș, să se suprapună o suprafață, ca în clipa când o să vină noua hidroizolație peste, aco, peste întreg acoperișul, se îmbine cu ăsta fără niciun fel de lipire, coasere, habar n-am ce sistem și se poată aluneca independent fâșia asta de pe deal cu asta de pe acoperire să fie două elemente care se pot deplasa independent, dar dat fiind suprapunerea asta de, nu știu, 70 de cm sau habar n -am cât e, oricum destul de mult, să se poată mișca în fără să fie niciun fel de problemă. Acum voi prinde geotextilul aici de margine ca să am uh, o poziție foarte clară pentru ceea ce fac, după care o să vin cu hidroizolație peste, uh, care mă voi folosi exact frumos de muchea asta de aici, de jos și de marginea de acolo și practic voi începe să desfășor hidroizolația de jos în sus, peste geotextil, deci protejat de orice fel de perforare, după care o să acopăr din nou cu geotextil și după aia cu pământ. Cam atât, vedem mai târziu ce iese. Nu, no. am făcut-o și pe asta. Am reușit să pun hidroizolația. Chiar am folosit de data asta un adeziv special pentru PVC cu care am lipit îmbinarea dintre cele două folii. Am folosit două folii de 4 metri pe 4 metri care cumva la partea de sus am decupat din ele sus fiind undeva la 5-6 metri probabil iar undeva la partea de jos, fiind 9 metri Deci, practic, triunghiul care l-am luat de la partea de jos, de sus, l-am pus la partea de jos. Și apoi, ca să stabilizez tot de ăsta, am pus pe margini um, staci ca să nu există riscul să se miște hidroizolația sau geotextilul. Și la îmbinare... Um, Uh, dintre cele două folii de geotextil și de hidroizolație am pus iarăși sage. Acum nu rămâne altceva de făcut decât să completez la partea de jos și la partea de sus cu pământ astfel încât să acopăr toată chestia asta și să sperăm că la anul vom avea un delușor tare frumos peste care va crește frumos uh, tot ce trebuie bun. bun, mersi mult ne vedem data viitoare. Ciao, ciao. Cam așa e soarele pe 15 octombrie.